Pentru o viață echilibrată, respectă această regulă de sănătate. Apa este viața. Nu lăsa nicio zi fără să bei apă. Iar atunci când o faci, încearcă să conștientizezi beneficiile pe care le are asupra corpului tău. Simte gustul dulceag și imaginează-ți cât de vindecătoare e. O hidratare corectă înseamnă funcționare corectă a corpului tău. O digestie mai bună, gheturi lubrifiate, toxine eliminate. Nu putem funcționa fără apă, deci pentru o viață sănătoasă, bezi 2 litri de apă pe zi. Pentru o viață echilibrată, respectă această regulă de sănătate. Dar cum te numești? Cezar. Ave Cezar, imperator. De ce am zis asta? În ce limba e? În... Limba? La? Landeză. Exact. Exact. Asta se vorbea. Ai auzit de Cezar, nu? Da. Cine e Cezar? Împăratul. Exact. Bravo. De unde știi tu lucrurile astea? Mi-au spus părinții mei și am învățat la grădiniță. Și unde a fost împărat? În ce țară? În Italia. Bravo! În Italia? Dar tu ai fost? Nu. Niciodată? Niciodată. Și ai vrea să mergi? Da. Părinții tăi au fost? Da. Au fost? Fără tine? Au fost. Uite, și cum să nu te ia? Tocmai... Pentru că nu eram născut. Și ăsta e un motiv să nu te ia cu ei? Nu e. Puteau să te ia, dar să te ducă, să le spui să te ducă în Italia. Să vezi Frankfurtul, să vezi... Ludwigshafen, Burgosul. Să vezi ce frumos e în Italia. Dar tu ai zburat cu avionul vreodată? Bineînțeles, am zburat de 1.500.000 păi, de ori. Unde ai fost? Am fost în Dubai, în Tunisia și astea am fost de curând și numai și în Egipt. Ai fost în Egipt? Da. Ai fost la piramide? Da. Tu ai văzut ce frumoase noi așa sunt piramidele? Nu sunt noi, sunt vechi. De când sunt vechi? De 10 ani? Cam de 1.000.000 de ani. Nu 1.000.000, dar sunt niște mii de ani totuși acolo, care au trecut peste ele. Poți să-mi povestești puțin despre piramide? Cine le-a făcut? Le-au făcut faraonii. Faraonii. Cine sunt faraonii? Niște egipteni. Și... De ce au construit dita mai piramidele? Casă. N-aveau casă și și-au făcut piramide. Da. Și locuiau în ele? Da. N-aveau geamuri, n-aveau cuptoare, n-aveau înăuntru, n-aveau televizor, n-aveau nimic. E întuneric, nu ai curent, n-ai... Sau aveau? Erau niște găuriși mici care făceau lumină. Aha, niște... Orificii le-au dat cu burghiu, cu bormașina și... Nu există burghiu de atunci. Păi cu ce făceau găurile? Dădeau cu un ciocan din lemn. Aha. Dar eu am auzit că extraterestrii au făcut piramidele. Ai auzit de povestea asta? Doar în desene, dar eu nu cred în așa ceva. Tu nu crezi că există extraterestrii? Nu. Bine. Așa, mai departe, hai să mai discutăm. Tu am văzut că ești foarte, foarte deștept. Uite, despre ce vrei tu să discuți? Ce-ți place foarte mult? Sunt pasionat să merg cu avionul și de not. Da, dar nu știi să noți. Nu știu. Dar înveți? Înveți, mă duc la not. Te duci? Da. Și o să înveți bine să noți. Noți. Da. Pot să-mi explici? Tot timpul când merg cu avionul, mă întreb... Cum zboară avioanele atât de grele? Pentru că au motoare foarte puternice. Păi da, mă, dar ai văzut oamenii care au bagaje, duc cârnați, duc pălincă, duc astea. Cum care avionul așa ceva? Ți-am spus, are motoare foarte puternice. Și alea cât de puternice? Și ce fac motoarele? Că și unde se ridică? Sunt aproape la fel de puternice ca cele de rachetă. Păi bun, și de ce nu merge? Cum de se ridică avionul? Se ridică când viteza se face prea, prea mare și zboară. Foarte interesant. Zboară cu tot, cu cărnați, cu pălincă și mă duc și leuștean de la greu.
Haide, doar cele de marfă aduc asta. Cele de călători nu cară mâncă. Păi te-ai uitat în bagajele lor de merg cu anumite avioane pe anumite curse? Exact ce ți-am zis eu. Dar nu există așa ceva. Nu. Și sarmale duc. Nu se dă mâncare în avion. Eu știu pe cineva care a cărat cozonac și sarmale în Thailanda, pe plajă. Cum știu? Da, cunosc pe cineva. Da. Bun. Tu ce vrei să devii când o să crești? Aș vrea pilot. Pilot? Da. De mașini de curse? De avion. De avion? Da. Este foarte frumoasă meseria, dar e foarte grea. Tu îți dai seama că n-ai voie să ațipești, n-ai voie să mănânci, să bei, să nu știu ce. Cu copilotul? N-ai voie să bei cu nimeni în avion, când ești pilot sau copilot. Când pilotul are nevoie la baie, conduce copilotul. Când se duce să facă duș, astea să... Nu există duș în avion. O să râzi că nu le chiar există. Da. Tu ai vreun frate, vreo soră? Cred că trebuie să te așezi. Stau jos? Da. Mami are un bebe în burtică. Ce ai zis? Că mami are un bebe în burtică. Mamă, ce tare! Ce fain! Și o să ai un frățior sau o surioară? O surioară. Cum vrei să o cheme? Aș vrea să o chem Amina. Amina? Uh-huh. Amina? De unde vine Amina? O cheamă așa pe surioara colegului meu. Ah, și îți place de ea? Păi n-am văzut-o când încă mă duce la grădiniță, dar îmi place numele. Aha. Bun. Și cum crezi că o să arate? O să semne cu mami sau cu tati? La început o să fie mică și nu o să semene ca niciunul dintre noi. Așa, și când o să crească, cu cine crezi că o să semene? Cu mami, cu tati sau cu tine? Cu mine. Normal. Că ești băiat... Cum ești? Sunt cu minte. Da? Dacă aprobă și părinții tăi, înseamnă că așa este. Bravo, te felicit. Tu ce zodie ești? Vărsător ca tatăl meu. Și bebelușul este capricorn ca mami. Ca mami, a? Uh-huh. Da. Și zodiile astea, ce sunt astea? Sunt... Nu știu ce sunt. Mă, nicio. Dar voiam să te întreb de Homo sapiens, ai auzit? Da, Homo sapiens era prima zodie. Prima zodie, Homo sapiens? Da. Am auzit că erau primii oameni bipezi. Da. Nu? Da, și acum oamenii de acum se numesc Homo sapiens sapiens. Tu te-ai bâlbâit ce ai? Nu m-am bâlbâit. Păi, Homo sapiens. A, sunt Homo sapiens sapiens. De două ori. Înainte era o dată și acum mai de două ori. A, suntem sapiens sapiens că... Pentru că de atunci oamenii au avansat. De ce astăzi, noi ne tragem din maimuță, așa crezi? Bine, semănăm câteodată cu ele la comportament, dar... Comportament semănăm uneori. Mm-hmm. Dar nu arătăm deloc ca ele. Oamenii au fost întotdeauna așa. Așa? Dar cum am apărut noi pe pământ? Primii oameni s-au dezvoltat, au făcut copii și după aceea Dumnezeu a mai creat încă mai mulți oameni. Tu te rogi la Dumnezeu? Da. Ce îl rogi? Să fim sănătoși. Ce frumos! Ce frumos! Bravo! Dragul meu, da. Să ai succes! Să devii pilot dacă asta îți dorești foarte tare. Să muncești pentru asta. Deci tu ai zis că ești Homo sapiens sapiens? Și tu ești. Eu? Cum să mă faci Homo sapiens sapiens? Toți. Eu m-am purtat frumos cu tine. Dar toți suntem. Sunteți, dar eu nu. Eu sunt bun în toată regula. Da, dar toți
toți suntem pentru că toți suntem oameni. Suntem oameni, dar voi Homo sapiens sapiens, iar eu sunt... Acum toți oamenii s-au făcut Homo sapiens sapiens. Mai puțin eu. Toți. Nu și eu? Da. Și eu sunt Homo sapiens sapiens? Da. Și credeam că eu mă port frumos, da? Dar și toți se poartă frumos. Așa ar fi bine, așa ar fi perfect. Îți mulțumesc, ești foarte, foarte, foarte deștept și drăguț. Locale înseamnă un lucru de poliție, da. Sigur a răspunsul ăsta. Cred că știu că este despre poliție, despre de-astea. O să aleg să vorbească cu doamna Vera, directoarea noastră, și nu s-a întâmplat nimic și a pus o legulă fără plușuri, că noi încă mai avem plușuri acasă și încă noi aducem și doamna Vera și Claudia a pus degeaba această regulă. Nu știu ce o să alegem. Pe ce că fac mesei locale? Trebuie să alegi unde se facă blocuri, unde se facă scări, pe unde se facă străzi și trotuare, pe unde se facă garduri, primăria. Alegem să se facă alte reguli mai bune, ca oamenii să fie mai civilizați, să nu se mai dea voie să arunci toate chestiile pe jos. Știm? Să se dea amendă dacă găsești așa. Se dă amendă. Asta nici nu am auzit niciodată. Alegerile locale, chestiile savuroase. Președinte, pe polițiști, primar. Șeful care e drept și șeful care e bun. Nu, îmi place de aia care cercei, îmi place de el că arată bine. Nu-mi place de ăla care are mustață. Ăla e prea bărberit. Este important să fie un șef bun și un șef drept. Este timpul pentru un mic experiment. Am vrut să vedem dacă puși în fața unor minciuni de-a dreptul struntate, copiii mă vor susține sau, din potrivă, mă vor da de gol. Dragii mei, voiam să vă povestesc cam cum arată o zi petrecută cu un prieten de-al meu sau o prietenă de-a mea, și anume copii de la emisiunea Copiii Spun. De exemplu, astăzi o să vă povestesc cum a fost ziua de ieri petrecută alături de Timea. Timea este o domnișoară foarte drăguță. Ieri, de exemplu, am fost la Snagov. Nu? A fost foarte drăguț. Ne-am văzut la Snagov. De la Snagov am luat elicopterul. Ți-a plăcut cu elicopterul? N-am fost. Așa, am mers cu elicopterul și am venit în oraș. Ne-am dus în oraș, în parc, unde am jucat fotbal. Cine a câștigat? Ți-a plăcut la fotbal? N-am fost la fotbal eu. Am fost cum n-am fost, am fost împreună, am jucat fotbal în aceeași echipă și bineînțeles că noi am câștigat. Ții minte, victorie, victorie, țipa toată lumea. Ții minte? Da, așa. Și Elsa era acolo, ne-am întâlnit cu ea în junglă când am fost alaltăieri, când am fost în junglă, ții minte. Da, și ne-am întâlnit cu Elsa care făcea baie, era apa cam rece, ce-i drept. Și am înotat alături de Elsa, Doamne... Era apa caldă. Era apa caldă, e adevărat, mi-a ieșit din minte acest aspect. Era apa caldă, că în junglă n-are cum să fie rece. Elsa era destul de rece, ca atitudine. Și Timea, am prins-o pe Elsa în piscină și a căzut, era să-și... Doamne, dar atunci s-a supărat puțin. Nu, am prins-o. Eu, așa, Timide, cum n-ai împins-o, ai împins-o. Și... Stai. Ai împins-o în piscină, da. Așa. Dar ieri, după ce am jucat fotbal, eram foarte încălziți, așa, și ni s-a făcut poftă de o apă plată.
după fotbal, așa asta se consumă, și niște mici. Niște mici foarte gustoși, picanți, iuți. Ți-au plăcut micii? Da. Foarte buni micii. După care, zi tu ce am mai făcut după ce am plecat de la fotbal. Când ne-a luat mașina poliției, știi ai vorbit tare și a venit mașina poliției și au venit polițiștii că, măi, Timea, de ce vorbești tare, că faci gălăgie și... Așa li s-a părut lor, probabil, și de asta ne-au luat cu mașina, eu ți-am luat apărarea, le-am spus polițiștilor, lăsați-o pe fată în pace, că n-am făcut nimic greșit. Și în urmă ne-au dus acasă, au stat cu noi la masă, ții minte la tine la Snagov, i-a invitat la masă pe polițiști, au fost foarte simpatici până la urmă, nu? No? Și i-ai mai invitat la tine? Da. Și le-ai dat parcă acadele de alea de brocoli. Vai, deci m-a servit Timea cu o acadea din brocoli extraordinar de gustoasă. Mai ai? Nu mai ai? Mai cumpăr. Bine, să mai cumperi, te rog frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult dintre, uite, meciul de fotbal, dintre plimbarea cu elicopterul, experiența din junglă, micii? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Nu pot să zic asta. Nu pot să zic, s-a plăcut întreaga zi de ieri, chiar și ziua de alaltăieri, dar cel mai frumos... Toate zilele au fost frumoase și s-a încheiat atât de plăcut pentru amândoi când ne-am dus să ne facem în seara tatuaje. Doamne! A înțepat puțin, durea puțin, dar până la urmă ai fost curajoasă că... Nu. Am făcut eu așa. Am tatuaje. Știu, pe dacă la l-ai țară. Făcut. La țară? Da. Numai acolo apar. Da. În orice caz îți mulțumesc pentru această zi extraordinară în care, pe care am petrecut-o împreună. Mâine, de exemplu, dacă ne vedem, unde vrei să mergem? Mă gândesc mâine. Bine, ne gândim mâine și vedem dacă mergem cu... bicicletele sau cu tot cu elicopterul. Nu ți-a fost frică cu elicopterul? Da. Fabian, e bine? Da. Da? E bine? Fabian la grădi. La grădi, pentru, știți de ce întreb dacă e bine? Pentru că Fabian, prietenul ei de la grădiniță, eu l-am cunoscut când am fost cu Timea la un meci de box. Un meci de box al ei. Adică ea a boxat alături de Fabian. Și ce credeți? Cine a câștigat? Spune-le. Zi. Cine a câștigat? Tu sau? Ea este modestă. Să știți că Fabian a câștigat acest meci. A fost victorios. Un boxer foarte bun de altfel, Fabian. Nu? Da. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem mai târziu. Tata? Pentru o viață echilibrată, respectă această regulă de sănătate. Apa este viață. Nu lăsa nicio zi fără să bei apă. Iar atunci când o faci, încearcă să conștientizezi beneficiile pe care le are asupra corpului tău. Simte gustul dulceag și imaginează-ți cât de vindecătoare e. O hidratare corectă înseamnă funcționare corectă a corpului tău. O digestie mai bună, gheturi lubrifiate, toxine eliminate. Nu putem funcționa fără apă, deci pentru o viață sănătoasă, bezi 2 litri de apă pe zi. Pentru o viață echilibrată, respectă această regulă de sănătate. Sper că v-ați simțit bine și astăzi și v-ați relaxat puțin cu acești copii minunați și vorbăreți. Până data viitoare, nu uitați să dați click pe abonare și clopoțelul de notificări ca să ne revedem tot aici pentru un nou episod. Sunt Virgilianțu. V-am pupat. Ciao! Data viitoare, la copii spun. Dar la ce e bună învățătura asta? Că tot vorbim, hai învață, citește. Ce sens are? Păi dacă nu înveți, când vei fi mare, nu poți să ajungi nimic.
Dar văd că teoria merge. La teorie stai bine. O știu, dar nu vreau să o practic.